Dragii noștri, nu schimbați canalul, ați nimerit bine. Nicu Bendea vă salută în această sfântă zi cu tradiționalul Hristos a înviat. Mult a fost, puțin a mai rămas, să ne bucurăm că ne avem unii pe alții. Nu veți regreta cu siguranță minutele următoare pe care le veți petrece în fața device-urilor. Știu, studiile spun așa, un român petrece în medie 7 ore pe device-uri, pe mediile sociale. Și încă 17 ore se gândește cum să facă să mai intre încă o dată pe internet să scroleze. Dar mă bucur că ne aflăm împreună în această sfântă zi de Paști. Sau de Paște. Cum e corect? Ion Iliescu a fost întrebat. Domnule Ion Iliescu, cum este corect să se spună? Paști sau Paște? La care Ion Iliescu a spus. La ce? La ce? Suntem împreună și asta face totul. Știu, totul costă. Nu știu cum ați făcut voi, dar noi am găsit o soluție prin care să avem masa plină de Paști cu minim de efort. Haideți să urmărim! Ce nu pot să cred că a trecut timpul ăsta atât de repede și duminică-s Paștile? Trece, mai ales când nu faci nimic. Adică? Doar ziceam așa. Da, ai zis cumva, adică ai zis-o cumva la adresa mea, cum că eu nu fac nimic, că eu amân, că eu pierd timpul, știi? Stai așa, ce te tambalezi atâta? Că e numai o masă de Paști, nu-i... Așa, bun, și cum o rezolvăm? Ca anul trecut o rezolvăm. Vine mama pe la noi, ne aduce niște sarmale, niște cozonac, niște miel, niște 2-3 ouă, sparge și noi știu și uite așa, s-a gătat și Paștele. Și bei ca anul trecut, chemăm ambulanța ca anul trecut, foarte frumos. Ia zi tu, că tu le știi pe toate. Mersi. Deci am văzut o ofertă pe net și îi zice așa, șef la tine acasă. E vorba despre mine, nu? Da, că tu ești mare șef, într-adevăr. Mă rog. Ia și despre ce e vorba. Vine la tine acasă un șef, un bucătar și îți pregătește masa de Paști. Bă, nu sună rău de băut, aduce. Mă interesez. Și am văzut că e efectiv numai în jur de 1000 de euro cam. 1000 de euro? Cât un Golf 4 din 2000? Vine la noi în casă un șef, un bucătar și îți pregătește masa de Paști în 4 ore. Da, și dă și colebil de bani ăștia, nu? Și gândește-te cum deschidem geamurile, nebunim vecinii cu mirosul tu... Păi de mine, dar asta nu-i bucătărie, asta e coteț. Cum o să mă descurc aici să gătesc? Am e pentru un ochi și un ceai cât știe e să facă. Adevărul e că o frumusețe ca dânsa nici n-are ce căuta într-o bucătărie. Mulțumesc frumos. Vezi că te întinzi. Să ne întindem, să facem meniul, să vedem ce vă pun pe masă în ziua de Paște. Niște șnițele, niște chiftele, de-astea. Du-te, domnule, asta nici bunica mea nu mai gătește. Ceva modern am dorit. Propun vol-au-vent cu creveți și pesto. Mamă, cât de bine sună asta. Ce e ăla? Păi e, cum să vă explic profan, e o coajă în care pui creme, sosuri și creveți. Adică dăm 1000 de euro pentru niște coji? Bun, miel. Mielul, cum să fie mielul? Miel, da, miel. Vreau friptură de miel, vreau prăjitură de miel, vreau cotlet de miel, vreau... De tot vreau de miel. Miel nu o să avem. Am preferat curcanul. Păi m-am cam lămurit cu gusturile noastre. Adică? Astăzi v-ați uitat în oglindă? Și de băut? Am un vin foarte bun de la domeniile... E perfect. Puneți în pahar. Bun, am reținut. Deci, trei platouri cooperative, că poate vine familia din Lanviere, trece pe la voi la un Blanc Pascal, prăjitura e din partea mea, totul despre miel, vinul, gata. Super, și începeți acum să gătiți sau... Să vă consumi o gazul, să vă murdăresc vesela. Sunt un prieten care le pregătește pe toate și așa până într-o 1000 de euro le aveți pe masa de Paște. Și noi vă dăm 1000 de euro de ce? De șef. Mai sunt 3 ore și 55 de minute pe care le petreceți cu mine. O să facem și poze de Instagram, dar spuneți ce doriți să facem. Eu propun să ne dați 500 de euro înapoi. Nu fi țăran, ce ai? Hai că găsim și noi sigur o activitate împreună. Corect. Haideți. Cine mimează mai bine? Dar presim că vă bat pe toți. Eu mă bag. Pentru asta am plătit 1000 de euro, să jucăm activity. Vol-au-vent, terine, gujoane, că parcă nu mai știm să gătim românește. Nu mai știm să avem pe masă mâncarea aia sănătoasă. Mâncarea aia, salată băf, sarmale, friptură de miel. Să zică ficatul, ho, eu mă declar depășit. Bila să spună, eu sunt deja inundată. Și cu ocazia asta să-ți descoperi noi organe care se ducă festinul mai departe, de exemplu pancreasul. Dați-mi că eu duc în continuare. Nu știu dacă ați văzut, dar e o reclamă la un medicament.
ceva pe bază de cărbun, care zice că dacă iei medicamentul ăsta, în 14-15 minute nu mai ești balonat. Prin urmare, poți să continui să te pui la masă și să mănânci sănătos. Deci cum vine asta, iei cărbune și după aia poți să mănânci. Ca la locomotivă, bagi cărbune și după aia bagi la întuneric. Băgăm și noi un vin de la prietenii noștri de la atelierul de pizza, un vin, că acum se poate, se poate, că vinul, inima omului o întărește. În momentele care urmează, vreau să fiți foarte atenți la ce se întâmplă dacă nu-ți permiți să ai un șef la tine acasă, un șef care să-ți pregătească masa de Paște. Ce oferte bune sunt la pensiuni de Paște, Nicu, dar scumpe ceva groaznic. Tot ce e românesc e scump. Mai bine mergi în Dominica în 10 zile cu banii dați pe 3 zile la o pensiune tradițională, serios. Ca acasă nu ne mai place. Auzi, auzi, vineri dimineață avem dejun cu bufet suedez. Până ne trezim noi, bufet somalez. Ah, și platou tradițional cu mozzarella, mortadella și roșii sherry. Mm. Da, guacamole cum făcea buna, nu au? A, uite, au cozonac fără gluten și pască fără... Să pască veganii, la noi friptura de miel e baza. De pași, de nu pași, tot e scump, Nicu, două nopți, 500 de euro, ai nebunit. Ai văzut tu român sărac de sărbători? A, uite, cu Easter brunch, wellness... Dar în română, nu au nimic în meniu. Auzi, cina festivă cu friptură de miel, borș, pastramă și ciorbă de miel, a? Dar zacuscă de miel, nu au? A, uite, aici poți vizita obiective turistice. Uite, peștera Muierii, super! Dar să nu te superi! 6.000 de lei pentru doi adulți? Fai, scum! Dar chiar îi musai să mergem undeva? A, fii atent, oferta asta e bună, fii atent! Ci că sâmbătă putem să înroșim ouăle gazdelor. Ouăle cu gazdele. Asta ne mai lipsea. A, uite, putem juca și biliard. Îți place biliardul? Cu ouăle înroșite cu gazdele. A, au și Wi-Fi gratuit, perfect. Să-ți pui ouăle pe Instagram, a? A, și posibilitate de vânătoare de ouă în grădină, ce drăguț. Nu, nu, mersi. Anul trecut, după două pahare de afinată, ai vânat ouăle patronului de la pensiune. Hai, mă, Nicu, zi unde mergem de Paște, mă ajut și tu, sau ce faci? Hai, mă, Nicu, eu cu cine vorbesc? Am zis să mă ajut. Wow! Mă, chiar ai făcut casa asta lună și bec. Cozonacii la cuptor, sarmalele sunt gata. Nu pot să cred. Și am luat și vinul de la bun. L-am pus la rece. De care îți place ție? Tu ești un scump. Știi ce? Nici măcar nu mai caut oferte. Stăm acasă că avem de toate. Și de data asta ouăle de Paște le înroșești tu. Mă ocup, mă ocup. O chem pe mama vineri și se rezolvă, ne ocupăm. Stai liniștit. Știi ce? 6.000 de lei nu-i mult pentru două persoane în Dominicană. Fă rezervări, plecăm de Paște acolo. Și iau și eu ala cu sarmale cu noi. După cum s-a văzut, dacă nu-ți permiți un șef, un bucătar cu nu știu câte stele Michelin, e bun și soțul la ceva. Profit de faptul că suntem numai noi aici, să vă spun ce am pățit în preajma unor sărbători cu soacra. Nu știu ce am greșit, n-am apretat bine perdelele sau n-am pus bine mileul pe televizor, dar s-a supărat soacra, s-a șucărit pe mine, că și eu m-am supărat pe ea, nu ne-am mai vorbit. Ea la un moment dat, nervoasă, iritată, îmi zice, gata, mă duc în bucătărie, îmi iau cuțitul și mă sinucid. Nervos cum eram, am lăsat-o așa 2-3 minute, dar după aia conștiința ce-a zis, băi, Nicule, du-te să vezi, du-te să-i dai prim ajutor, o să fie o baltă de sânge acolo, pune-i garou, salvează-o. Parcă mă și vedeam, mă duceam la ea și o luam, ia cu ochii stinși, reci, și ziceam, soacră, mamă, soacră, rezistă, te duc la UPU. Mă duc în bucătărie, soacra mânca ceapă și cu cuțitul tăia slănină, soacra. Păi zic, mamă, soacră, nu te sinucizi? Zice, ba da, cu gura plină, zice, ba da. Păi zic, cu cuțitul mănânci, ce faci? Zice, prefer sinuciderea lentă. Las colesterolul și trigliceridele să-și facă de cap. Nu vii să mănânci și tu o bucată de slănină cu niște ceapă, că-i păcat. Vedeți că până la urmă, sfânta zi de sărbătoare ne împacă pe toți. Haideți să mai urmărim ceva de râs, că eu sunt numai cu poveștile. Bun, a fost friptura aia. Mamă, și salata aia, deci a fost teribil de bun. Hai, mai punem un vinuț. Da, așa în ziua de pas, să stăm liniștiți. Mai uităm la un video la Nicu Bendea ăla, sau cum îl cheamă? Mă,
Bă, să știi că are glume foarte bune. Da, mai ales că joacă cu piști ăla care nici nu cred că e ungur sincer. Ce v-am dat de mâncare? În ziua de Paști. E, da. O fi maică ta, mă duc pe balcon. Termină-mă că m-a mai las sora mea în Italia, ce ai? N-am nimic. Intră! Prima! Opa, o veni iepurașul! Lasă că vă știu eu pe voi, tineri de omenie și oameni de nădejde a acestei mici comunități pe care o păstoresc. A, și în zi de Paște ați început cumva campania electorală? Doamne ferește, eu eram până trecere pe aici și am zis să vin până la voi și să vă zic un creștinesc Hristos înviat. Dar dumneavoastră erați ateu, era ateu! Da! Eu? Eu întotdeauna am ținut post. Da, 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 am ținut de postul de primar. Hai mai bine să ciocnim un ou roșu. A, roșu, ca partidul din care faceți parte, nu? Da, de unde? Că am și galben, am și albastru, albastru cu galben, verde, maro, am de tăte. Are de tăte, că s-au trecut prin toate partidele. Dragii mei, ce vreau eu să vă zic? Adică să ne promiteți. Dacă sunteți și mergeți alături de mine, vă promit că mandatul ăsta o să vă fac... Metrou, metrou! Nu, că n-am atâția bani. Metrou vă fac, dar în celălalt mandat. A, da ce? Vă fac o stație de metrou. Păi și ce-ți face noi cu aia? Nu, că o fac mare și o compartimentăm în spații comerciale. Tu, Dianuță, de exemplu, poți să vinzi acolo lavandă. Buchețele de lavandă, săculeți de lavandă, uleiuri esențiale de lavandă. Ar trece ceva oameni pe acolo. Ar trece și ar cumpăra câte un suvenir. Așa, ai putea face magneții aia de frigider de care zic de un an de zile să-i faci. Știu. Comuna noastră, patria lavandei. Uite ce bine sună. Să știți că asta cred că e prima idee bună pe care o aveți. Și mie îmi dați acolo 50-50, 50% îmi dați, nu mult. Adică, stați un pic. Vă mai dăm și 50% din tot ce producem noi, pe lângă că ne luați banii pe taxe și impozite pe care noi le plătim? Bine, bine, bine. Vă mai gândiți. Nu știți, vecinii sunt acasă? Nu încercați, că ăștia-s cu DMR-ul. Hai, dă drumul la YouTube. Pune pe Bendea. Bendea, Bendea, Bendea. Hopa, a venit iepurașul. Chiar pe la casele dumneavoastră a trecut iepurașul? Că eu m-am interesat să văd la primii oameni în stat... La oamenii care dau tonul știrilor dacă a trecut iepurașul. Ci că pe la unii a trecut, pe la unii nu a trecut. De exemplu, la președintele Iohannis nu a trecut iepurașul. Președintele nu iubește animalele, ce să zic eu, nu iubește românii. Au pus capcane ca să prindă iepurașul. El iubește doar casele și excursiile. Nicușor Dan a așteptat iepurașul, dar din păcate nu i-a adus. Ia rost din procente și acum să vezi morcov cât casa pe săracul Nicușor Dan. Ciolacu Marcel n-are treabă, domne, cu iepurașii. El vânează mistreți cu Omar Haisam. Pe la Emil Boc nu trece iepurașul deoarece se sperie că e mare și are dinții ascuțiți. Nicolae Ciuca a primit și el iepurașul acasă. De bucurie că l-a primit, l-a făcut candidat la primăria capitalei. Dana Budeanu nu așteaptă iepurașul. Ea așteaptă scufița roșie. La Ion Țiriac n-a venit iepurașul. La el, ca de obicei, au venit iepurașii. Iepurașii playboy. Florin Piersic și acum discută cu iepurașul, discută de 5 ore despre probleme de fertilitate. Și da, a venit iepurașul și la Diana Șoșoacă. Cum a venit, cum l-a prins, cum pac l-a băgat în oală. L-a gătit bine, l-a stropit cu vin și a fost o friptură extraordinară. Dar apropo de stropit, mâine în Ardeal, în Transilvania, de obicei și cu preponderență, este acel obicei de a stropi fetele. Am făcut un reportaj extraordinar cu un personaj românesc autentic 100% care ne va explica minutele următoare despre cum se mai păstrează tradiția stropitului în Transilvania. Hristos a înviat și pe această cale, dragii noștri privitori. Pentru a afla dacă se mai respectă tradițiile noastre multimilenare, ne-am deplasat undeva într-un loc numit Grădina Maicii Domnului. Un loc populat de sute și sute de ani de români tradiționali, de români autentici. Iată, în fața mea, se află unul dintre ei, un român pur, veritabil, 100%. Mă duc spre el
ca să iau o părere despre udatul de Paști, udatul din a doua zi de Paști, udatul fetelor. Bună ziua! Cum vă numiți, domnule român? Ișvan, ta. Domnul Ișvan. Ișvan sau patru prieteni după internet să-mi spuneți Piști. Domnule Piști, aici la dumneavoastră se mai păstrează tradiția udatului? Păi, cum să nu se păstrează? Doar că se păstrează, că fără udat nu e tradiție. Și stau la udat? Cum să nu stau? Au ceva împotrivă, mă? Că unde să fugă? Dar dacă rămâne neudată, ce se întâmplă? Nu rămâne, mă, neudată. Cum să rămâne neudată, mă, că face vin la crepătură. Am înțeles. Strupitul îl faceți cu apă caldă sau cu apă rece? Cu apă rece, apă rece. Nu mai spuneți, le place? Cu apă rece, așa place ele, când dai cu apă rece, încă așa se întărește. Dar... lăsați. Cum să las astea, că zilnic trebuie udate. Asta e tradiția adevărată. Tradiția adevărată, că dacă într-o zi nu poate, o să ude, ude cumnatul. Cumnatul? Cumnatul sau nepotul, care chef, mă! Păi asta e o treabă scumpă. Păi după ce o ud bine... Așa. Mă urc peste ea. Lăsați, lăsați. Și rup toate. Nu, e suficient. Nu e suficient, că de la Paștele noastre, de 5 săptămâni nu mai umblat la ea și așa de o palmă crescut. Ce au crescut, domnule? Cum ce-a crescut, mă, buriana ta, buriana de 5 palme, că o ud zilnic. Aaa. Deci ăsta e udatul la voi în... Păi da, uite că acolo ne-a vreau să pun niște roșii și niște gogoșari și dacă lasă să crească așa mult buriana, se duce în aibii totul. Piști, un român adevărat, un român autentic. Hristos a înviat și pe această cale aici în grădina dumneavoastră. Știu, mesele astăzi vă sunt pline cu bunătăți tradiționale, dar de mâine parcă ați dori ceva ca să schimbați gustul. Eu vă recomand cu încredere bucheturi de la prietenii de la atelierul de pizza. Bachet de pește, bachet de porc, bachet de pui. Nu ai cum să dai greș. Bune pentru toată familia. Mă, Piști, mă, dar ce-i cu tine? Nu te mai oprești din stropit. Te las, mă, că de 5 săptămâni mă atât stropesc. Știu, știu că am văzut materialul, e chestia aia, cum era cu dacă nu le uzi bine... Se duce la crepătură, se... Da, și în zi de sărbătoare lucrezi? Da, tăi, că aici dacă mai pun una altă, și pus că astăzi e zi dublă, tăi. Că e sărbătoare la voi, plătește domnul. Asta se plătește mai bine reparația. Da. Măi, eu am văzut cum faceți voi stropitul la țară, dar cum ar fi să ne uităm noi să aflăm cum să faceți stropitul la oraș? Bun, asta. Ia un cartof, ia o cărniță și hai să ne uităm împreună. Bă, dar ce televizor ți-ai tras, stai? Ia că ți se strică repar eu. Dublu. Încotro. La udat, la Finuța, doar ți-am spus că trebuie să mă duc a doua zi de Paști. Îmbrăcat așa? Dar nu stau mult, numai mă duc o ud un pic și vin înapoi. Dar cu cine mergi? Cu Vlad. Vlad, că suntem pe un drum. Mă gândeam. Dar tu cu parfum masculin vrei să uzi pe femeie? Dar cine se prinde? Că numai un pic țic, 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 îi dau. Hai că mă duc să-ți aduc unul de-a meu, bine? Nu, așa e tradiția. Nu lipsesc mult, vin imediat. Poate vine și la mine cineva la udat. Hină! Ios! Da! Salut! Nicu, e acasă? Păi a plecat deja. Că a zis că-l găsi... Lasă că-l sun eu. Ce chestie! Și eu care am crezut că ai venit laudat. Nu, că nu am sticluță la mine. Nu e nicio problemă. Hai că rezolvăm noi. Pa! Hristos a înviat. Adevărat a înviat vecinia. Te-am căutat și cu ocazia asta am udat-o pe vecină. Păi și eu te-am căutat. Dacă tot i-a dat, i-ai dat ouă? Nu, mi-a dat el ouă. Dacă ai fost la udat, hai să ne udăm și noi gâturile cu ceva. Hai, Vlad, hai. Ia, dar ce ești așa de transpirată? Să nu-mi zici că ai dat toată sticluța de parfum pe cap la soție, a? Hai să bem. Du-te. Na,
Mă, bine, mă, Nicu, dar asta știe toată lumea, mă, vezi de treabă. La oraș e mai delicat, ai văzut, e cu parfum. Uite, mă, că tă cu stropetoarea și cu furtunul v-aș treabă bună, mă. Nu trebuie furtunul mare, numai să stropească tare. Tare, tare și cu jet. Bine, distrează-te tu aici cu televizorul ăsta, LG, îmi place. Eu am niște treabă. Mai ai niște treabă. Ce să facem? Toți avem treabă, chiar dacă este zi de sărbătoare. Voi n-aveți nicio treabă. Stați relaxați în fața device-urilor și ne urmăriți pe noi. Cadouri au fost, iepurașii au adus cadouri. Vorbeam cu băiatul cel mare, zice, tată, zice, de Crăciun cadourile le aduce Moș Crăciun. De acord. Zice, de Paști cadourile le aduce iepurașul. De acord. Zice, și de Halloween? Că mai nou și de Halloween, sfânta sărbătoare românească, trebuie să primească copiii cadouri. Și zic, de Halloween, cadourile le aduce bunăta. Zice, cine? Zic, da, soacra. Cum? Păi se urcă pe mătură și aduce cadourile. Haideți să mai vedem un material, să ne mai distrăm un pic, că e ziua asta maximă de relaxare. Serios, mă, până în Maramureș și trebuie să vin la Cluj, nu era bine? Termine, uite-te cât de frumos e aici și ce aer curat, că e cam povești, mă. Da, mă, povești cu pești. Termin odată. Bună ziua și bine ați venit la Podina Resort. Cu ce vă putem fi de folos? Noi am dorit să ne facem nuntă aici. Ea ar vrea să-și facă nuntă. Vă felicit, casă de piatră. Stăm la bloc. Păi da, pentru că tu nu vrei să ne mutăm la e-mail acasă. Ați făcut alegerea potrivită venind aici la Podina Resort. După cum observați, aici în stânga este livingul comun, iar în sus, la etaj, avem camerele. Avem 82 de locuri. A, păi perfect, oricum nu facem nuntă mare. No, am avut 300 persoane. Bine, din partea mea, știți, rudele lui sunt cam, cum să zic, mai săraci așa. Dar aș dori să fac, dacă se poate, o rezervare pentru mama mea și verișoarele mele pentru o cameră dublă. Și cât mai departe de noi. Oricum, mirii vor sta în apartamentul de lux. E un apartament pe două etaje, dotat cu toate utilitățile. Terasă, internet, minibar și bucătărie perfect utilată. Vezi, în prima zi direct la bucătărie. Termină! Cheia aveți? Da, este. Dar pentru ce trebuie cheie? Să nu intre mai, cât apăstă noi, doamne feri. Iar aceasta este sala de nunți. Ce nunți? Nuntă, că numai una facem. Așa să vă ajute Dumnezeu. Wow, uite ce frumoasă e. Wow, și uite ce luminoasă e. Wow, și uite ce mare e. Nu la sală se referă. Aveți și bar. Da, da, domnule, cu cele mai fine băuturi și pălincă de la mama ei. Mere. Și de prune. Mere. Fii atent. Mă gândeam acolo să fie candy bar și undeva în zona asta să punem bandul. Bandul? Ce band? Că tu ai zis că aducem DJ. Cum să aducem DJ într-o sală ca asta? Formație trebuie, clar. Și există posibilitate de grill la terasa de afară. Rotisor. Da, da. Stau până dimineață cu prezii la rotisor, la un ceaun, la un... Așa, da. Și eu ce fac? Tu... Poate ce fură cineva. Pentru mireasă avem posibilitatea de a fi furată cu ATV-ul. Aveți ATV-uri. Dar cum să nu? Dați o tură? Că da, o și două. Haideți. Să rămână. Cum a fost? Genial. Faceți și team building-uri? A, cum să nu? Categoric da. Și oare posibilități de spa? Când ați dori să fie nunta? Am dori cam după Sfântă Mărie, că atunci ne vin rudele de pe Anglia, știți? Nu este nicio problemă. Noi, după 1 iulie, dăm drumul la spa, dăm drumul la piscină, dăm drumul la saune. Așa că batem palma? Sincer, am dorit să rămânem peste noapte, că e mult prea frumos aici. Și ne hotărăm mâine, bine? Ne auzim la dimineață. Sigur. De seară un rotisor, da? Bună dimineața! Ne-am hotărât. Aș dori, dacă se poate, să rezervăm data de 20 august pentru nuntă. Da, avem libere în data de 20. Logodnicul dumneavoastră este de acord? Da, abia așteaptă să fie mire. Numai despre asta vorbește. Mulțumesc frumos! La revedere! Puteți să faceți o rezervare pe 19 august, 50 de persoane, vin cu toată firma, la team building. 19 august? Dar logodnica dumneavoastră a rezervat pentru 20 august, pentru nuntă. Hai să nu ne grăbim, domnule, știți cum e. Ce se întâmplă în team building, rămâne în team building. Rămâne la Podina Resort. Mulțumesc. Ne vedem pe 19. ATV-urile să fie pregătite și toate alea. Iubito! Vorba unui artist mult solicitat pe la nunți. Vă mai trebuie? Și voi ziceți, da, așa zice și nevastă mea.
Acum, dacă tot a plecat Piștii din zonă, să ne mai stropim și noi cu ceva. Ați observat, dragi bărbați, cu voi vorbesc acum, după o vreme, în relație, în cuplu, în căsnicie, iubita, soția, începe să folosească cuvinte de origine dacă. Dacă n-ai bea atâta, dacă te-ai oprit după primul pahar, dacă n-ai consuma ca un porc. Și astea le zice în contextul în care trebuie să mergi la o nuntă. Dar păi cum să nu bei? Că îți trebuie un pic de curaj ca să pui plicul la finalul nunții. Nunțile ca nunțile, dar te lovește astenia de primăvară. Și cum o poți depăși oare? Aflăm din sketch-ul următor. Sărut mâna, cu ce problemă la noi la cabinet? Am astenie de primăvară. Astenie de primăvară? Păi și eu am cauciucuri de iarnă, ăsta nu-i niciun bai. Da, dar nu știu, cumva mă simt foarte obosită, n-am niciun pic de vlagă și nu știu, simt așa cumva parcă că plutesc. Cântarul n-ar zice asta? Da, și aud, nu știu, aud zgomote în urechi. Auziți, e primăvară, e sezonul bormașinilor. Toți vecinii își fac acum de cap. N-aveți de ce să vă faceți probleme. Problema e că am încercat tot felul de tratamente, chiar și fototerapia și... Fototerapia și nimic? Niciun rezultat. Păi dacă nu mai dă lumea like-uri la foto pe Facebook. Ok, și cam ce-mi recomandați? Instagram. 7-8 ore pe zi. Instagram. Și trece astenia de primăvară sau? Trece timpul și sunteți mai veselă. Pau! Domnul, dar bolile de nutriție sunt mai încolo. O lăsați-mă, domnul doctor. Eu am probleme cu astenia de primăvară. Așa. Mai în detaliu. Adică lipsa poftei de mâncare. N-am pofte de mâncare, efectiv. Și acum ce faceți? Acum ciuculesc. Aha. Bine, între mese. Altceva? Alte simptome? Apoi, dureri de cap, lipsa poftei de mâncare și somnul. Nu pot să dorm. Nu pot să dorm mai mult de 9-10 ore pe noapte. Deci astenia asta e cu de toate. Cam așa ceva. Păi dați-vă o șaormă cu de toate. Nu prea merge la mine. Tocmai am ciugulit vreo 3. 3 șaorme cu de toate. V-aș sfătui să mergeți un pic pe natural. Pe bio, să mai mâncați, să ciuguliți și niște fructe. Cum faceți mișto de mine, nu? Eu? Faceți mișto de mine. Eu? La 100 de lei kilo de cirește, credeți că mi-arde de ciugulit? Băi, intru în depresie cu scorurile astea. Ok. Trec la Sanax. Ok. Nu m-a ajutat absolut deloc. Ba da, hidratare. Hidratare. Trebuie să vă hidratați. Cobere. Și încă o bere? Da. Mere. Și dacă beau bere, intră și niște mici. Și așa, după 4 mici, parcă vine un pic pofta de mâncare. Și uitați de ciugulit și a scăpat de astenie. Da, vine dreptate. Asta spune-mi tu mie. Cum e vorba aia? Pofta vine mâncând. Nu ciugulind! Mulțumesc, doamnă doctor. Salut! O fost pe bilet de trimitere. Da, da, da. De la Roz. Bună ziua. Așa o fi la unii. Dar ce s-a întâmplat? De la astenia de primăvară. De la astenia de primăvară, mai concret, vă rog. După atâta iarnă, serotonina trece în melatonină. Păi da, da, e logică. Scade nivelul endorfinelor. Cresc factorii proinflamatorii și scad antioxidanții natural. Iubiți? Da, 2-3. Dacă iubiți viața, vreau să zic. Da, normal, dar acum mi s-a instalat depresia. Nicio problemă. Știu eu pe cineva care vă dezinstalează. Un profesor universitar, un doctor, o somitate în domeniu, nu? Exact. Piștii. Piștii ăsta instalează, dezinstalează, reglează și nu costă mult. Nu? 100 de lei. Mulțumesc, domnule doctor. Nu, lăsați. Nu, vă rog. Lăsați aici. Okay. Următorul! Domnul Nicu, ce căutați aici? Domn doctor, mă scuzați! Pastilele vi le-ați luat? Păi,
după ele am venit să le iau. Și mă duc. La ora asta, copiii vânează ouăle încondeate. Mămicile, tot cam așa. Iar tăticii vânează momentul ca să mai poată înhăța un pahar de vin. Pă nu așa-i vorba, că de sărbători, de Paști, trebuie să stai la masă alături de cei dragi. Un vin, un șpriț, o bere. Uitați de astenie, că avem noi leacuri ca să fie cum trebuie să fie. Dacă urmăriți următorul material, nu intrați în depresie, în anxietate, în nimic. Fiți atenți, noi suntem doctorii sufletelor voastre. Covorul bine, eu-s bine. Ce crezi, că vrei să faci de mine o cârpă? Niciodată! Ha? Ce faci, Nicule? Cum ce fac? Mi-am terminat ședința de terapie. Cu cine? Că nu văd pe nimeni. Păi vorbeam cu covorul, vorbeam cu sinele interior. Măi, eu știu niște doctori care te-au tratat bine pentru asta. Lasă tu medicii. Aici e cea mai bună terapie. Așa? Păi când am o problemă, când mă paște depresia, când nu mă înțeleg cu soția, când mă ceartă socra, iau covorul, pun pe bătător și îi dau. Până mă liniștesc cu mine însumi. Mă, nu zice la nimeni că așa te închid la nebun, mă. Lasă tu asta. Dar tu cum ești? Ești împăcat cu sinele interior? Totul e ok la tine în relație? Totul e roz? Da, nu, nu avem nicio problemă. Sunt chiar ok. Chiar? Da, 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 da. Dar de când ai mai ieșit tu la o bere cu prietenii? Bine, mă, dar ce-mi trebuie ieși cu la bere cu băiețe? Poți stai acasă, ești la un film, la... Bei un ceai, de mentă. Cam de când e treaba asta? Tot fie... Un an de zile, de când am uitat să-i cumpăr cadou de aniversare noastră. Așa, și? Bine, nu, și după aia am mers la shopping, mall, sport o groază de bani. Evident că nu mi-a plăcut nimic și tot nu m-a iertat. Și am ajuns acasă, am început să comandăm de pe internet, să începem să facem tot felul de chestii. Am golit un card, după aia l-am golit și pe ăla de cumpărături, am golit toate cardurile astea. Și crede că eu sunt patron la Revolut, că eu am fabrică de bani. Patronul de la Banca Transilvania, mă, crede, mă, eu Ho, că-mi strici covorul, măi, omule bun. Cum te simți? Ca un om nou, ca o cea mai bună versiune a mea. Asta ești. Mă și duc la o bere cu băieții. Bravo, rece să fie și beau cu prietenii. Bine, mersi, Nicu. Dar unde te duci? Trebuie să plătești taxa de covor. Ce taxă de covor? Păi cum ce taxă de covor? Eu trebuie să-l întrețin, să-l tivez pe margini, să-l stropesc cu oțet, să-l frec. Mai vin doi oameni la terapie mâine, omule, eu trebuie să întrețin covorul. Mă, Nicule, cred că m-a avut 20 de lei la mine. Nu, îți mai dau eu 30 de lei ca să ai de bere, dar la ședința următoare îmi dai, că 100 de lei face ședința, dar nu te simți bine. Mersi, mă, Nicule, mersi. Ne... Programează-mă pe mâine, că dacă beau 4 beri în seara asta, sigur am nevoie de... Mâine ești aici la cabinet. Si. Bere plăcută. Și cu asta ediția specială, această primă ediție specială s-a încheiat. Dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, vă rugăm să vă lăsați părerile și impresiile voastre la comentarii. Scrieți-ne dacă mai doriți să mai repetăm acest format, dacă doriți să implementăm ceva mai nou sau dacă nu mai doriți să apărăm deloc, ceea ce nu cred că ar face... No, mai aita! Așa că a trecut repede emisiunea. Cu repede, dar nu va. Păi, cum a trecut emisiunea asta? Știi cum a trecut? Ca și masa în familie alături de cei dragi în ziua de Paște. Sau ca ziua de salar, tă! Bă, apropo de salar, mersi că m-ai lăsat să filmez aici, chiar în această zi specială. Cât mă costă? Spune, dragă. Cât să te costă? Ca de obicei, nu? 100 prin BTP-i. Nu, tă! Că ziua de sărbătoare, triplu! Lasă, acum ai mai făcut și tu un gest creștinesc și ia-ți un bachet și du-i lui Ergi. Ia și sticla de vin și simțiți-vă și voi bine. Uite că bine zici, că chiar n-am băut un vin de mult cu... Ia asta de porcule! Ia, semănați. Vă fac un selfie. Ia stoc. Mulțumim încă o dată, mulțumim, ați fost foarte generoși. Dar băi omule, dar ce faci, stingi? Stai că mai aveam să vorbesc cu lumea. Numai de atât am plătit. Mai iau un bachet. Să ne vedem cu bine la următoarea ediție. Hai că ăsta îmi strânge tot, îmi ia și papucii. Ține-mă și sacoul, nu vrei și sacoul.